China. 30th of March. For the first time, FIA presents K1 World Grand Prix 2013. Details on FIA.md. Care e părerea mea? Orice om are dreptul de a vota, da? Fiecare s-a dat părerea lui, dar însă o să fie numai 30 și atunci în ring putem să arătăm care și cum o să fie. Tu au fost încă la cantonamente în Belarusia. Cum a fost acolo? A fost foarte bine, ne-am pregătit la maxim, am făcut antrenamente de 2 ori pe zi. Pot să spun că sunt pregătit și în fine, așteptăm data de 30 și lupta tot o să arăte. Da, este un lucru mai greu ca de obicei, să te antrenezi singur, este mai mult efort, mai mult trebuie de tras atenție la băieți, trebuie să lucrez undeva. Însă, cu dorința și cu voința de a face ceva, tot se face, să mergem înainte și rezultate, mulțumim lui Dumnezeu, văd că sunt. Cum tu simți? Care șansele tale? Sunt toate șansele de a fi campion. Sunt un luptător, mă socot foarte bun, am arăt rezultate tot bune, am toate șansele, eu cred. La Belarusia, la cantonamente, tu ai învățat ceva nou acolo? Da, am învățat foarte multe lucruri noi, m-am antrenat tot. Prieteni am acumulat doar mulți în sport. Asta. Sunt pregătit la maxim, nu mă gândesc la knockout, mă gândesc doar de la câștiguri, dar ringul o să arăt. Bună seara, adică pentru el o să fie adică, o luptă grea, fiindcă prima dată iese pe așa, la așa un turneu, la așa un nivel și adică o să aibă emoții, eu cred că. Dar să vedem, cred că să arătăm o luptă foarte frumoasă. Și eu, adică, posibil am mai multe șanse decât el să câștigă această luptă. Părerea mea. Denis, și așa întrebare. Cum pe tine ai primit aici, în clubul băieții, când tu ai venit? M-a primit foarte bine, un colectiv foarte unit. Și de acum, adică, 3 lupte am pe profesional și îmi place foarte mult. Adică, asta și am mers, posibil. Și sper că pe viitor să fie tot așa, poate și mai bine. Eu cred, adică părerea mea este că Curtis Victor are toate, adică calitățile pentru a deveni campion. Se străduie foarte mult ultimul timp și arată foarte, rezultate foarte înalte, adică și pe hotare, și pe profesional, și pe amatori. Și cred că a ajuns la un nivel foarte înalt pentru a câștiga la turneul dat, care va fi pe 30 martie. Până acum, după cum noi toți am văzut, au fost niște turnee foarte mari, la un nivel foarte înalt. Asociația FIA deja a arătat pe parcursul la 3 ani pentru Moldova, o pregătire foarte înaltă. Și anume la turneul dat o să ne așteptăm la niște lupte puternice, pentru că este pentru prima dată la noi în Moldova așa gen de turneu. Suntem foarte bucuroși că s-a ajuns la asta, că se găsească un anumitor comun cu
K1-ul mondial să ajungă la noi în Moldova, să se organizeze la așa nivel și suntem mândri cu asta că noi putem să participăm la așa campionat. Pentru băieții noștri o să fie niște lupte foarte grele, pentru că adversarii sunt pregătiți, sunt niște adversari destul de categorie înaltă. După cum știm și lupta lui Vitali Matei cu Cristian Dorel, Cristian Dorel este un luptător la un nivel foarte bun, este multiplu campion, este și așa o luptă, spunem, de o intrigă care se așteaptă de foarte mult timp, o așteaptă foarte multă lume, mulți fani ai acestui sport. Și să spunem și de piramide, o să fie acum niște luptători foarte puternici, o să fie niște țări care pentru prima dată participă la noi în Moldova, să spunem ca Spania, Anglia, sunt niște luptători cunoaștri, sunt foarte astăzi, foarte buni și o să fie niște lupte puternice și la un nivel foarte înalt. Și normal că țin pumnii pentru luptătorii noștri moldoveni și toți cred că o să ținem pumnii strânși să câștige Moldova, să câștigăm noi, să rămâie acasă centura de piramidă. Și spunem de lupta lui Matei și lui Cristian, normal că noi ținem pumnii pentru Vitalic, el e și antrenorul nostru.